Astăzi, fraților, o să reacționăm la băieți versus fete în Minecraft alături de iubita mea, Cristina. Salut! Fraților, treaba stă în felul următor. Ca să ne dăm seama cine este băiat și cine este fată, băieții o să trebuiască să dea like, iar fetele ce o să trebuiască să facă, iubire? Să dea com. Să lase un comentariu, fraților, deci să vedem cine câștigă, băieții sau fetele. De ce spui aici? Cum băieții și fetele fac achievement-uri în Minecraft? Hai să vedem, iubire. Chiar sunt curios. Deci, astea sunt fete. Mamă, câtă câmpia. Deja văd florile, e clar. A, deci așa e? Da. Deci chiar așa e? Deci efectiv, eu mereu caut un flower forest din asta. Așa. Și trebuie să iau, frate, toate florile, că am nevoie de... Asta am observat că e o problemă și pe live-uri, gen... Bă, da, colect 1001 flori. Voi nu vedeți de webcam-ul nostru de aici, dar da, a colectat 1001 flori. 1001 flori. Și băieții cum fac achievement-ul următor? Ia să vedem cum stă trebulișca. Oh, nu, bă! Building bullshit again! Nu o să comentez despre chestia asta, deci este... au fugit o pisică. Bă. Ia! Beluga Lover! Diferența e că eu aș avea o casă plină de câini. Da, dar până găsești câinii, așa găsești pisicile mai rapid. Probabil și de pisici, da, și câini. Am văzut că a apărut câinii aia, maro, chestii. Ah, da, dar stai puțin că clipul ăsta are, cred că vreo 2 ani, gen. Pepe Noscare, care a făcut clipul, are 8.8 milioane de vizionări la clipul ăsta. Challenge complet, Beluga Lover. Da, ți-am zis? 8.8 milioane de vizionări la clipul ăsta, Pepenos care a făcut clipul. Ia, băieții, ce fac băieții? X-Ray Diamond. Bă, nu e așa, bă! Ce, poți să faci așa ceva? Nu poți să faci așa ceva, eu, Caterinca, dar nu merge treaba chiar așa. Băieți, așa e că nu merge treaba chiar așa. Ia uite cum am găsit diamantele. Target detected. Bă, îmi pare rău că voi nu puteți să vedeți acolo în colț ce scrie în colț dreapta. Fraud, please subscribe and like to Pepenos. Da, fraților, jos în descriere să găsiți și canalul Pepenos, ca să-i dați și lui un subscribe, că face cele mai tari videoclipuri din astea la cum băieții și fetele fac MLG-uri de water bucket. Ia să vedem. Te pricep la așa ceva, iubire? Deci ia uite, băieții. Stai să vezi. Deci ești pregătită? Să vezi cât de insane e la băieți. Clar. Bun, asta a și exagerat un pic și fetele. Ia. Opa. Da. Asta cu Doritos și prea Caterinca. Lucruri legale în Minecraft de băieți și fete. Ia să vedem ce lucruri. I'm just a girl. Deci, ca să înțelegeți. Bă, efectiv, nu. Deci, efectiv, e prea trup. Ce-i prea tru? Asta? Scheleții, băi, urăzi de 200. Și să vă zic o chestie. Cristina chiar mi-a trimis acum ceva timp pe un reel pe Instagram. Ea cu asta se ocupă, dacă o întreb, what's my job? My job is to send reels. Cred că dacă ar fi un job, aș face ai undeva... Ai fi milenară. Între... Îți garantez eu chestia asta. Da, și mi-a trimis tot așa un reel din asta de Minecraft cu un cuplu care se joacă Minecraft și era fata lângă băiat și fata muria din 5 secunde și făcea cele mai stupide chestii și era piesa aia pe fundal. I'm just a girl. Bun, hai să vedem. Opa, un os. Și ce face cu... Bă. What? Ok. Bun, hai să nu zici, să nu vedem ce s-a întâmplat aici. Băieți, ce... Mă, ce se întâmplă? Mă, what? Ok. Da, un portal spre ce? Stai să vedem. What? The fuck? What the fuck? Na, fetele? Bă, Diamond. Vă promit că e clipul lui Pepenos. Așa. Mă, ce se întâmplă? De ce e atât de cărți toată treaba asta? Uitați-vă cum a rămas Cristina. Mănâncă diamantele, bă! Ok. Bă, nu știu cum face toate chestiile astea cu moduri, cu nemoduri. Nu închis ușa la găini. N-ai treabă. How boys and girls hide diamonds. Ia să vedem. Unde ascund fetele diamante? Fii atentă, unde? Ah, nu mai contează. Ce se întâmplă, bă, băiatule? Da, ok, nu prea înțeleg ce, doamne iartă-mă, se întâmplă pe... Na, bro. Na, what the fuck? Ok, nu m-am gândit la așa ascunzătoare niciodată. Băi, uite. Păi da, mă, da, se vede așa, sau? Da, uite cum se vede. Mă, ce face ăsta? Bă, cum ai ajuns la bedrock? Ok. Da, omul e insane. Gen, legit, omul e insane. Doamne. Tu unde ți le ascunde, iubire, sincer? Eu mi-aș face o ascunzătoare secretă. Bun, tu ești puțin mai pro player, să zic așa. Măcar dacă îl punea, știi, acolo, dacă punea 3-4 și îl punea supărat la mijloc. Bun, am înțeles, eu știu ce... Mă, what? Cum a ajuns... cum a ajuns ăsta din casa lui din Overworld în Nether? Probabil e o chestie de la edit. Dar uite-te și tu unde și le-a ascuns cu mătrul. La... Bă, îmi dă dureri de cap clipul ăsta, fraților, să mor eu dacă nu. Și mie, că nu înțeleg. A, și le ascult. Ah, how boys prank girls in Minecraft. Ia să vedem cum se fac prank-urile. Ok. O, diamante. Dar vezi, ai văzut că nu sunt diamante cum trebuie, vezi? Vezi că e din aia, uite, ai văzut? Că se vede. Ia niște din asta. Bă, dar oare cum au făcut toate chestiile astea? Ești nebun la cap? Doamne. Iubirea, cred că trebuie să te pregătești de niște prank-uri. Boys. Pac. De la invizibil știu să fac și eu. Ai văzut ce s-am făcut eu și la mine măcar era drăguț. Da. Ia. Bă, dar vezi că aș pica, cred că și eu în capcana asta, nu numai fetele, sincer. How boys and girls spawn in Minecraft. Ia să vedem cum se spawnează în Minecraft. Băieții, pe hardcore, hai că da, pe hardcore, că nu poți folosești cheat-uri acolo, nu e corect. Nu e corect, se spawnează pe hardcore și direct lângă un... Bă, n-ar fi rău. Ok, asta nu-i posibil, Bă, și super enchanted Gapple de la. Nu știu dacă ați observat eu că mă la un videoclip foarte concentrat și eu să mai vorbesc. Peaceful, efectiv, da. Chestia asta e foarte de trup. Băi, când n-am chef, așa vreau să mă relaxez. Pe de ce intru pe Minecraft? Să mă stresez cu zombie, că o să nu... și după 2 ore intră abia. Băieții se spawnează lângă un chest de asta, n-au nimic. De ce are 5 emeralde acolo? Se duce în jos. Da, mă, da. Așa se întâmplă, da, de fiecare dată. Fetele au un bonus chest cu diamante, shovel și nu știu ce. Și ce se întâmplă? Pică în lapă. Băi, ceva, cred că noi suntem cursed. N-am să te mint. Instant karma by boy and girls. Yeah. Bine, voi fetele sunteți și foarte ghinioniste în jocuri, sincer să fiu cu voi. Așa-i? Da. Depinde de joc. Da, mă, da, depinde de joc. Bă, da, uite-te și tu. 7000 de zombi au omorât. Na. Sincer. Asta e reală, rău de tot. Și mai le și furăm tot din asta. Ok. Hai, instant karma. A, l-a văzut pe zombie acolo și probabil că o să-l ajute. I-aș fi pus lava în cap, sincer. Îmi pare rău de el. Ten minutes later. Ce-i aia? From zombie boy to... What? Dacă ar fi așa. Thank you for not helping me. With present for you. From me and my brothers. Turn back, there is also a small gift. Ia să vedem. Care-i small gift-ul? Fortune level 1000! Doamne! Ce crezi că faci acolo? Și acum se întoarce și... Și fii atentă cât... Mamă, câte 64 de diamante ia pe fiecare ăla. Păi la level 1000... A, da, gen... Băieții. Ce-mi fac băieții? De clar, clasic aș putea spune. Aș putea spune un clasic, fraților. Deci un clasic, clasic, clasic. Dar iubire, cam asta a fost cu clipul ăsta de băieți versus fete în Minecraft. Ce părere ai avut, Pietru? E foarte cursed. Da, deci fii atentă. Câte like-uri să se facă să mai facem o nebunie din asta de clip? Ia zi-ne aici așa. 50. Deci la 50 de like-uri, fraților, nu știu, așa a zis Cristina. La 50 de like-uri mai facem reacții din astea nebune de la fratele Pepenos. Da, aleg eu videoclipul. Alege și ea videoclipul. Jos în descriere o să găsiți și un link către Instagram-ul și canalul de YouTube al Cristinei. Dați și acolo un follow și un subscribe. Și până data viitoare am fost Ase alături de iubita mea Cristina, soția mea. Și ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Vă pupăm, vă iubim, baftă lume, pa! Bye!